În ceea ce privește situația de la Serviciul de Evidență a Persoanelor din municipiul Sibiu, pot să vă confirm că o persoană angajată a fost în urma testării confirmată pozitiv cu COVID-19. Această persoană se află internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, sub tratament specific. În urma demarării anchetei epidemiologice, un număr de 7 persoane, contact ale acesteia, au fost testate. Toate testele au fost negative, iar aceste persoane sunt izolate la domiciliu. De asemenea, toată activitatea serviciului se desfășoară în mod normal.